seara de seară, de luni până vineri. Vreau să facem echipă în cel mai tare show. Goodbye cu Diana. De la 17 la 19. Prinde unda 93.3, iar buna dispoziție îți va fi asigurată. Yeah! Muzică proaspăt lansată, invitat special, iar ca bonus super mega concursul. Încă mai stai la dubii? Goodbye, e deja cu tine. Ca de obicei, începem seriile de luni foarte productiv cu invitat special aici în studioul Radio Zoom 1 și de această dată probabil este o premieră pentru Alexandru Comerzan să nu gătească într-un studio. Și hai să fim noi primii care, uite, deschidem o premieră pentru tine. Bună! Salut, și bine ai venit la noi! Bine v-am găsit! Noi atât am reușit deja să discutăm în cele 15 minute de când ai venit aici în studio. Eu înțeleg că ești foarte punctual și este un plus pentru fiecare persoană. Dar hai să le zic și radioascultătorilor că Alexandru este șef. Da. Șef în toate, dar mai ales la gătit. Mai ales la gătit, în special la gătit. Și hai totuși să menționez că ai și câștigat Șef la cuțite sezonul 7 din România, care a fost pentru tine probabil, sau deja ne vei spune tu dacă este adevărat sau nu, o ascensiune foarte mare, pentru că tu în Republica Moldova ai devenit un fenomen peste noapte. Uite, nu era Alexandru, ca la un moment dat să fie Alexandru, unde te întorci? Da, cu siguranță câștigul de la Șef la cuțete mi-a adus un plus valoare și la noi în țară. Mm. Probabil dacă rămâneam pe România, era să am mai mult succes. Cred. Dar te-a împins păcatul să fii acasă. Da, da, eu mereu am spus că vreau să mă dezvolt acasă, cu toate că la moment mă dezvolt un pic și pe România. Da, așa a fost. Nu mi-a permis, spunem așa, mai multe vizualizări. Am avut și mai multe ocazii să apar la televiziuni. Și deja treptat, încet, vlogul de pe YouTube, cu siguranță Instagram-ul și așa mai departe. Foarte bine. Te simți totuși cel mai bine în fața camerilor când gătești? Sau undeva în aura ta, unde nimeni nu te vede, unde faci totul cu drag? Cel mai bine mă simt cu siguranță pe un mal de iaz cu un grătar și cu o undiță în mână. Dar îmi place și în fața camerelor, da. Cumva te-ai obișnuit deja, pentru că atâta timp cât ai și vlogul, atâta timp cât ai fost și invitat la foarte multe emisiuni de culinărie, ai ieșit deja din cortina aia, știi, care te tot ținea? Să știi că nu e chiar așa. Da, mă simt liber, dar cu persoanele pe care le cunosc. Dacă deja apare cineva, nu știu, în echipa de filmări, cineva nou, gata, să încep emoțiile așa, și ele. Cu... Da. Cu frig. Cu frig, cu cald, cu transport. Operații, cum mai știu și acolo. Da. Adică practic ar fi fiecare filmare ca ceva de la început, ceva nou. Da, dacă este persoană nouă care apare în echipă, da, de la început așa. După asta mă dau eu repede că... Ce drăguț, înseamnă că pescuitul este un hobby pentru tine. Da, din păcate de mult n-a fost. Cum? Uite, e sfârșit de august, acuș și n-ai reușit încă să primești iarăși plăcere de la această... Nu, din păcate, anul ăsta niciodată n-am fost la pescuit. În schimb, am avut foarte multe alte proiecte, dezvoltări, nici nu știu cum să le numesc. Nu mi-a permis fizic timpul. Atât e de plină agenda ta cu feluri de activități, încât, uite, cumva... Timpul tău liber rămâne pe locul 2 sau chiar 3? Timpul meu liber nici nu l-am ca să-l poziționez pe un loc oarecare. Mama mia. Înseamnă că ești foarte prins. Și asta îți place? Asta îmi place, pentru că atâta timp cât nu primeai de la asta o plăcere, un feedback, eu cred că tu renunțai de mult. Hai să spunem așa, sufer de un masochism foarte bun. Nu e bun cuvântul la un post de radio, dar e cumva, știu, autoviolare. Asta în cazul ăsta, pentru că te soliciți tot pe tine, dar în schimb ajungi acasă probabil foarte entuziasmat de tot ce ai făcut pe timpul zilei. Da, eu sunt de părerea că omul pe muncă e slăvit, dacă vrei să obții ceva în viață trebuie să muncești. Eu încă n-am auzit la nimeni schis ceva din pod, așa că dacă vrei rezultate, trebuie de muncit. Cu siguranță. Uite că locul în care tu te simți perfect a fost la bucătărie, pentru că am auzit din culise că deja nu mai ești în spatele unui restaurant.
Până gătind am în vedere. Până când? Până când, da, așa. De săptămâna viitoare revin iarăși în bucătărie. Am avut o pauză mai mult de 5 ani, dar acum cumva, da, să spunem așa, e un vis care se împlinește, să deschid propriul restaurant. Eu ți-am urmărit story. Cine îți urmărește pagina știe despre ce restaurant este vorba. Iar dacă mulți nu au reușit încă să știe sau să cunoască, despre ce restaurant? Restaurantul Good by Alexandru Comerzan, sectorul Ciocana, Sadoveanu 19. Sperăm în curând să-l zăvodim. Să tăiți panglica aia roșie și să vină cât mai multă lume să gătească. Așa, să fie într-un ceas bun. La ce se lucrează cel mai mult? La amenajare, la cum să atrageți clienții, la meniu la urma urmei? Care, uite, sunt acum punctele forte la care tot trebuie să bifați și să bifați că le-ați efectuat? Eu mereu spun că în restaurantul, eu cred că la ziua de azi este cel mai greu, cea mai grea nișă de business, dacă se poate spune așa, deoarece faci parte din foarte mulți factori, da? Bucătăria inclusiv, chelnerii care sunt fața restaurantului, cu siguranță ei sunt foarte importanți, barul, tot. Cu siguranță contează foarte mult și designul, cum arată restaurantul, dar contează și mâncarea, atât băutura, atât nivelul de a chelnerului care deservesc la masă, tot contează. Nu este un aspect care contează mai mult sau mai puțin. Toate sunt pe aceeași undă, adică sunt la egalitate și fiecare necesită foarte multă implicare. Foarte, foarte, foarte corect. Asta te consumă? Sau din potrivă vrei mai repede să ajungi la rezultat? Foarte mult. Asta mă consumă foarte mult, dar în sfârșit am reușit să strâng echipa, cred eu, o echipă bună. Și sperăm să fie într-un ceas bun. Ai mai colaborat cu cineva din echipa, uite, care va sta în fruntea acestui restaurant? Da, cu bucătarii. Bucătarii, totuși, da, sunt testați de tine probabil din toate punctele de vedere. Da. Bucătarii, majoritatea îi cunosc deja, cu careva dintre ei am lucrat chiar și 4 ani, cineva a lucrat și la mine în România. Da. Drăguț. Chelneri nu prea, dar cunosc pe cineva. Barmenul e un băiet nu de la noi din țară, din Georgia. Da, tare nice, așa, are un aspect de italiano vero, știi? Păi stai un pic, voi ce, asigurați lui Traiul în Republica Moldova doar pentru a fi angajat? El cumva era deja în Republica Moldova. Aha. De 4 luni, vrea să plece și... S-a răzgândit. L-am amăzit eu alea. Ai făcut tot posibilul ca să motivezi să rămân aici. Da. Înseamnă da, că și financiar. Eu cred că ca să ții un lucrător bun, cu siguranță trebuie să-i dai nu numai partea financiară, dar și condiții de lucru. Și de creștere, și de dezvoltare. Cu siguranță. Este aspectul pe care Elvin l-a ținut cel mai mult. Că eu i-am dat hârtie albă pe bară, în zic, fă și vrei. Dar cu acordul meu, bineînțeles. Până la urmă, semnătura îți aparține și decizia finală. Minunat! Uite, dacă tot zici că din bucătarii tăi, meșteri bucătari, deja sunt cu cei cu care ai colaborat, ce contează cel mai mult la această măiestrie? Nici nu știu. Să te pricepi să faci bucate gustoase, să știi să faci de toate, sau, din potrivă, să crești pe un anumit segment. Uite, la mâncare caldă, la mâncare rece, la salate, pentru că eu nu prea știu ce se întâmplă în spatele ușilor unei bucătării. Cu siguranță... Tu deja știi diferența și vrem să o știm și noi. La bază stau cunoștințele. Eu mereu spun că un bucătar trebuie să fie în primul și în primul rând un chimic bun alimentar. Să cunoască să uite la un măr, nu doar ca la un măr. Da? Dar să știi din ce este făcut un măr. Începând de la fibră, fructoză și așa mai departe. Da. Okay. Te ajută mult mai ușor să elaborezi rețete, de să le spunem așa. Și într-al doilea rând, care nu este mai puțin important, este pasiunea de a găti. Asta e cel mai important. Eu mereu spun, eu dacă m-aș întoarce înapoi, nu aș face altceva decât asta. Da, eu sunt pasionat de bucătărie, cred că după mine se vede și l-a gătit și l-a mâncat. Păi cu siguranță atâta timp cât tu gătești tu și trebuie să guști ce dai pe farfurie, nu? Da. Asta fac întotdeauna toți bucătarii? Nu, din sau păcate. Deja testă... Nu, din păcate? Nu, din păcate, da. Aha, ar trebui să se revină la o metodă din... Pentru mine a fost probabil ceva nou în 2017 când m-am întors acasă. Bucătarii nu gustau. Pur și simplu nu gustau. Păi cum dai tu în sală așa ceva? Adică
eu știu, cred că e bun. Și nu e un argument ok, nu? Nu atâta timp okay cât deloc, tu nu știi ce dai pe farfurie. Haideți să spunem felul următor. Hai spune așa, dar ziua adevărat. Peștele de la cap se strică, da? Mm-hmm. Eu am intrat în bucătărie acum câțiva ani la noi în țară și am văzut așa o carte foarte frumoasă, în rusă scrie Zbornic Sovietskih Receptur, unde bucătarii cumva s-au obligat să gătească după un grămaj, da? Și asta eu cred că e greșit, deoarece nu e baza absolut deloc, e greșit, baza deoarece greșită. Deja îți pune careva parapeturi, da? În care tu nu poți să te dezvolți. Omul ca să dezvolte nu are nevoie de parapeturi. El trebuie să gătească după gust și după aspect, în primul rând. Nici ca cum nu după o carte. Cartea îți dă baza, fundamentul unei case. Dacă tu ai un fundament bun, atunci te supraconstrucție o faci cum vrei tu. Cam așa și în bucătărie. Dar, din păcate, asta la noi nu prea se practică. Păi uite, revenind la pasiunea pe care trebuie să o depui atunci când gătești. Iată, sunt zile când restaurantul e pur și simplu full, comenzile vin, bucătarii sunt transpirați. Acolo mai e timp de pasiune sau deja faci totul robotizat? Depinde cum te pregătești. Da, sunt pregătirile care se fac dimineața în restaurant. Dacă te pregătești bine, mise en place, cum nouă ne place să numim, atunci serviciul merge ușor. Da, cu siguranță sunt zile când e nebunie totală. Foarte. Fără asta nici ca cum nu spate. Eu personal sub presiune lucrez mai bine și mai calitativ. Pe bune? Eu personal, adică îți place așa când ești biciuit? Hai, tare. Alexandru, hai! Tare! Am spus și mai devreme, dar asta este. Da, așa am fost obișnuit, deoarece așa e... În bucătărie este cumva o gerarhie exact ca și în armată. Da, începând la general, care în bucătărie poate fi numit șef bucătarul sau executive chef și tot așa mai departe, mergem escalat în jos. Așa și în bucătărie. Chiar și tunica la bucătarie este exact ca la militar, da? Spune una în față și una în spate. Da, în bucătărie, nu știu cine a lucrat pe șchihotare, cu siguranță o să mă înțeleagă. Cine nu a lucrat, nu o să mă înțeleagă. E strașnic. E exact fix ca la armă. Și biciuială, nu există altceva. La propriu. Dacă ar fi așa să fie un sfat dat de la tine, totuși este ok să se facă o practică anumită în străinătate și apoi să revii aici acasă? Cu siguranță ajută. Cu o valiză mult mai plină de informație sau de ce anume, uite, trebuie să se facă cumva plecarea asta? În primul și în primul rând pentru educația, care ar trebui să aibă un bucătar, da? Era un grup de bucătari, ne spuneau că nu plecați și lucrați în restaurantul și ăla, că este comerzant și e nebun de cap. Și eu spun, eu nu suntem bun de cap, pur și simplu mă abțin de careva reguli. Cu mine în bucătărie nu intri cu unghiile negri. Uh-huh. Igiena, simplu, primul și în primul personală, rând. Primul, barba îngrijit frumos, tunica albă călcată și fără miros de alcool. Nu există așa ceva, mai ales... Și acum o să se zică, dar cum lucrezi sub presiune și să nu servești acolo? Nu sau există, uite, așa ceva. Nu interzis, există. Categoric, evident. La noi, din păcate, sunt practică. Unul la mână, doi la mână, pentru a cunoaște produse diferite. Fiecare țară, da, de exemplu, eu 14 ani de Italia, fiecare regiune a Italiei are ingredientele ei sau produsele ei, specific zonei. Asta e ceva foarte frumos. Un bucătar este obligatoriu să călătorească. Obligatoriu să ducă la cursuri de bucătari, ceea ce nu face practic mai nimeni. Da, asta e dezvoltarea ta pur personală. Tu nu poți să te dezvolți altfel, deoarece bucătăria e ca și în modă. Mereu apare ceva nou. Tehnici de cupturi, ingrediente noi și tot așa mai departe. Obligatoriu trebuie să călătorească. Ca în orice domeniu, pe de altă parte. Ca în orice domeniu. Experiența cumva te face mult mai bun. Și îți dă posibilitate să crești aici și să ajungi ca Alexandru, comerzant. Și mai bun, eu nu cred că-s bun. Eu sunt, mă rog, așa. Mie, dacă sincer, eu de asta și-am ieșit din bucătărie, că nu mai avem ce face. Te-ai epuizat cumva. Nici nu mai epuizat, nu mai este interesant. Deoarece cumva sunt obligat să lucrez cu aceleași produse că lucrează toți, nu de cel mai bună calitate. Și atunci cumva, ca bucătar, nu mai avem unde evolua. Hai să spunem așa. Despre ceea ce discutam noi, da? Vrei să lucrezi cu un produs mai interesant, cu un produs de casă, nu-ți permite legislație.
Dar și tu nu poți cumpări de la un țăran, chiar și ești bibilică, da? Așa e. Da, nu-ți permite legislația să vinzi într-o țară. Cumva ești obligat să lucrezi cu aceeași doradă, cu același somon, cu același... Nu, orice ce ești lucrează toți. Și automat evoluția ta, iarăși vorbim de parapeturi, da? Mm-hmm. Adică îți careva parapetul, exact, la care tu nu te poți simplu dezvolta, atât. Și e grav, de fapt, asta. Foarte grav, deoarece nu-ți permite să evoluezi. Simplu. Păi asta e, da, stai că... nu am efectul ăla. Pentru tine ar fi cumva iarăși un motiv de a reveni la bucătărie, dacă s-ar permite, uite, legislativ să se pună la punct anumite rigori și să îi se dea voie țăranului să-și comercializeze produsele de casă? Cu siguranță ar fi, ăsta ar fi un motiv mult mai mare pentru toți bucătarii. Pentru toți bucătarii. Doi la mână, am putea face o cooperativă, un habar n-am, nu știu ce, ca țăranul ăla să crească roșiile anul împrejur, da, să nu le importăm din altă țară, așa, roșii, castravieti, da, să lucrăm cu produsele noastre, uh-huh, da, că dacă noi toți bucătarii mână la mână ne-o pune și asta ne-ar permite, ar fi și o promovare a produselor noastre, cumva. Dar nu să cumperi roșii și din iarnă care aduse din Spania, să nu știu din ea aduse din Turcia, care nu are niciun gust. Păi asta, că nu are niciun gust și tu trebuie atât de bine să o prelucrezi ca să-i dai acel gust când vine clientul și servește. Da. Sau oricum e mare problemă. Aici e mare dilemă. Ce să faci cu roșia aia ca să se coacă mai repede sau să simți anume gustul ăla de roșie de casă? Corect. Vorbind de roșii, știți câte soiuri de roșii sunt până în ziua de azi? Hai, spune cifre. Hai. Stai, că am vrut să cumpăr de la o gheretă roșii și sunt din astea un fel de parcă verzi, vinețini și nu știu. Și a zis că astea sunt roșii de lux. Există roșii de lux? Există și există roșii de lux, cu siguranță. Cu siguranță. I-am zis, nu, dăm din astea pământești. Da. Cum se obișnuiește la noi cu prețurile pământești? Câte atunci soiuri de roșii sunt? Peste 75.000. De soiuri de roșii până la ziua de azi. Așa era până la 3 ani în urmă. Și asta e normal? Asta e normal, totul evoluează. Păi dar ele sunt, uite, crescute genetic, improvizate, amestecate între ele. De unde se nasc 70.000 de soiuri? O gemă e o temă care ne-mi place foarte mult să discut. Așa lași hultuială, cum spune la noi la țară, tot e un OGM. Tot este un organism genetic modificat. Hultuială, nu? Păi... Tu nu faci o încurcișare dintre două soiuri, automat e un organism genetic modificat. Nu tot ce e OGM e rău. Mm-hmm. Nu. Păi și de unde să știm că e ok? S-a încurcișat bine și se poate de mâncat. Ca să nu cadă părul, să nu se strice unghiile, să nu îmbătrânești mult mai devreme. Nu cred că asta e problema. Problema e cu ce se stropește sau... toate chimicalele. Menține. Da, da. Mm-hmm. Asta. Nu cred că genetic modificat e ceva rău. Nu peste tot, dar să spunem în felul următor, că pămușa să-mi sară în cap. Bine, și de aici îmi vine deja mie o întrebare. Ai vreo seră a ta personală? Nu. Nici nu te-ai gândit să ți-o deschizi, dacă tot ai atâta durere pe suflet, că e totul trebuie importat. Tatiana, că trebuie muncă. Eu știu, dar la cât muncești tu, eu cred că vei găsi timp și pentru asta. Într-adevăr. Da. Nu. Sau măcar pe timp de noapte. Eu mă opresc la gătit, ajungi. Ok. Bun, noi avem o scurtă pauză de publicitate. După revenim, rămânem live și pe Facebook, rămânem live și în Eter pe 93.3 FM, așa că în continuare Alexandru Comerzan este invitatul special din această seară de luni, pe care am deschis-o foarte și foarte pozitiv și încă vom deschide foarte multe paranteze vis-a-vis de culinărie și gătit. Radio Zoom 1. Recently launched music. Asculți doar cea mai bună muzică nouă. Radio Zoom 1. Want to hear some new songs? On your favorite station. Ready? Că e proaspăt lansată, atunci o avem în playlist. Chișinău, 93,3 FM. Ready?
Публицитате на Zoom 1. Вместе мы можем сделать мир лучше. Молтелеком предоставляет тебе год бесплатного телевидения и самое современное оборудование Wi-Fi 6 для идеального покрытия в любом уголке дома при подключении высокоскоростного домашнего интернета. А если ты выбираешь три услуги Молтелеком, ты получаешь смартфон Xiaomi Redmi 9A всего за 1 лей. Воспользуйся предложением. Позвони по номеру 1180 или закажи онлайн на Молтелеком.МД. Молтелеком. Едины, как никогда. Пусть твои деньги работают. Депозиты от Молденконбанк гарантируют фиксированную ставку 13% годовых, 0 комиссий и банковскую карту в подарок. Увеличивай свои сбережения. Прозрачно и надежно. Молденконбанк. Всегда рядом. Все. Едем на море. Оформите онлайн заявку на кредит от Молденконбанк. Заполняйте за пару минут, выбирайте срок кредита и ежемесячную ставку и получайте ответ мгновенно. Выбирайте кредиты от Молденконбанк. Только с удостоверением личности по самой привлекательной цене и с прозрачной процентной ставкой. Молденконбанк. Doar în rețeaua Maximum. Cele mai tare oferte către anul școlar pentru smartphone-uri Samsung. Doar până pe 31 august. Cumpără modelele dorite în până la 12 luni. Fă studii cu împlinirii la Maximum. Doar Maximum. Publicitate la Zoom 1. Am revenit alături de voi și Alexandru rămâne să fie intervievat la greu aici, la Radio Zoom 1. Întotdeauna am fost curioasă, uite, să te întreb, totuși, care este perioada ta a zilei sau partea zilei în care îți place să gătești cel mai mult? Când, uite, ești cel mai inspirat, ai... Spun un pic altfel, îmi place să mănânc seara, că ziua nu prea am timp. Dar tu știi că nu e normal? Știu, dar... Un bucătar ca tine, atât de iscusit, atât de priceput, uite, încalcă regulile astea de mâncatul până la 18, de 3 ori pe zi, mâncare principală, gustări. Da, eu sunt așa, mă scuzați, vă rog, asta e situația, nu pot face altfel. Ok, dar faci și sală sau nu? Făceam. Făceai, da, te-ai lăsat. Mult mai lenos, da. Da, da. Eram un pic mai activ. Vă 2-3 ani în urmă. Acum nu prea. Da, mă apuc. De la o lună. De la o lună, dar luna asta vezi că nu mai vine, de dar probabil așa, știi, uneori și organismul trebuie să-l asculți foarte ok ca să nu dai greș. Este așa. Dacă el simte că nu vrea, înseamnă că dă-i mâncare seara și atât. Da, asta fac. Și pe parcursul zilei deja ocupă-te cu activitățile pe care le ai. Atâta timp cât tu iubești să mănuiești totul, să tai, să creezi, să combini gusturi noi, pentru ce ai optat cel mai mult? Totuși un robot de bucătărie sau totul manual? Manual. Manual, absolut, orice, și maioneza, da. Și da. Ce ține de gătit. Da, maioneza e foarte ușor de făcut, o faci într-o minută. Ok, asta cine iubește să gătească și cine nu, recurge la robot de bucătărie. Da, da. Că vezi toate, sau multe gospodine care l-au acasă, vor zice, se primește la fel de aromat, uite, nu-ți ia timp, nu trebuie să speli multe vase, că eu nu știu, tu iubești să speli vase? Iarăși nu pui suflet, ingredientul principal. Aha. Ingredientul principal. Mâncarea fără suflet nu are caracter. Nu merge varianta. Ok, dar vezi că și gătitul ăsta, cât îți ia, uite, ție să prepari ceva preferat de tine? Cu tot, cu cum zici noi tu. Noi suntem o familie care mănâncă paste foarte des. Mm-hmm. O paste în 15 minute, gata. Asta e la fel o tradiție preluată din Italia? Da, da, noi suntem o familie care mănâncă paste minim 3 ori pe săptămână. Foarte bine, eu știu că pastele gustoase și din făină bună nu îngrașă. Nu îngrașă, nu. Dacă sunt mâncate al dente. Aici al dente? Al dente un pic crude, un pic nu tare, da? Nu răsfierte. Nu răsfierte, absolut. Greu, rău, foarte de tot. Mănânci pastele răsfierte, asta se ridică insulina în sânge. Mm-hmm. Uităm că amidonul e zahăr. Da, automat tot zahărul ăsta imediat intră în circulație și atunci crește insulina, automat îngrașă. Uitați-vă la dieta mediteraneană, italienii mănâncă paste zi de zi.
Exact. La în loc de zeamă și borșul roșu, cum îmi place nouă, și totodată să menține o formă un pic mai bine ca noi. Adică felul întâi nu e obligatoriu pentru un matur, sau e? E ca felul întâi. Ia vis-a-vis de acest subiect, ce părere ai tu? Pentru italieni felul întâi sunt pastele. Ah. Cum acolo nu se consumă deloc, cum spuneam noi, ciorbe? Da, 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 puțin de tot, dacă sincer. Mai mult prefer pastele, risoturile. Dacă mergeți într-o, nu știu, într-un restaurant... Pizza, apropo! Pizza, da, da. Iarăși pizza... Iarăși spun că chimia e, bucătăria e chimie. Pizza pentru cineva e un aluat foarte simplu care depus la copt. Nu, pizza ca și carne trebuie maturată în dependență de făină care o ai, de proteina la făină, de la putere de vudopia care o are făină. E mult. Nu e chiar așa de simplu. Un aluat maturat nu rămâne greu pe noapte, nu ți-i sete de la el, e ușor, nu ți simți plin, e mai mult. Dacă e un aluat maturat, ceea ce nu înseamnă crescut, sunt două lucruri complet diferite. Pe bază de maia? Sau ce-ar fi asta, maturat? Nu. Crescut asta s-ar înțelege crescut, cu drojdie, da, nu? Da, da. Unde, hai să spunem așa, enzimile din drojdie mănâncă malea glutinică din aluat. Da? Glutenul, iarăși, sunt două proteini, glutenină și geladină, care se formează prin coadaus de apă, prin frecții, da? Spunem așa. Da, ăla e glutenul, care e greu. Am înțeles, iau ce trucuri pentru o gospodină, da. Primești întotdeauna, uite, întrebări de la partea feminină, că de regulă ele mai mult gătesc, sau nu? Sau partea masculină. Ce să-ți scrie pe Instagram? Alexandru, dă-mi o rețetă de chec. Alexandru, dă-mi o rețetă de paste care se digeră ușor. Că primesc des mesaj, Alex, mulțumit, ții bărbatul meu s-a apucat de gătit. Foarte. Atâta motivație oferi tu. Perfect, de ce nu? Da. Este așa cea. Uite, mai fusese la noi un bucătar aici în studio și ne-a confirmat că totuși bărbații sunt mai buni la gătit. Tu ce părere ai? Cum crezi? Care sunt the best in cooking? Sunt un pic maschilist? Nu. Ca bucătar profesional, probabil, dar dați să nu uităm de mamele și bunicile noastre, da? Mai buni bucătari că ei nu există și ei nu au școală. Hai să începem. Evident. Iarăși, regimul... Nu cred că sunt mai buni, pur și simplu cred că bărbații rezistă un pic mai mult la stresul care este în bucătărie și la orele de muncă. De asta cumva majoritatea... Ar fi un plus mare. Da, da, rezistăm un pic mai mult la așa gen de presiuni. Și cumva toți bucătarii șef cei mai renumiți sunt bărbați, automat putem să dăm seama și la asta. Și la tot ce este la nebuneala cei care se petrece în bucătărie în timpul unei service, începând de la jurături și terminând cu de toate, aruncări de tigăiești și așa mai departe, noi rezistăm poate un pic mai mult la așa ceva. Adică nu e chiar un ambient pentru partea feminină, să spunem așa. Ei, pentru că femeile sunt mai emoționale, mai emotive, acuștea cu plâns, acuși nu știu ce... Da. Dar... Te sună copii și te sensibilizează, mami, de ce nu ești acasă? Da, dacă suntem mai buni la gătit, nu cred, iar. Mereu să ne ducă minte de mama sau de bunica și el mi-a gustat să mâncăruri. Da, să știi că aici ai lovit foarte bine cu mamele și... Pe bune, gata, aici nu mai intervenim, că ai mare dreptate. La ele mâncarea, cât de indispuse nu ar fi fost, întotdeauna ești bine. Cât de obosite, cât de derutate... Cât de triste sau orice altă stare, mâncarea a fost întotdeauna bună pentru cei care le-au gustat. 10 întrebări la rece pentru Alexandru Comerzan. Doamne ajută. O masă copioasă sau un somn bun? Șușe. Bă, și eu mă gândeam că o să zici totuși un somn bun din moment ce el cam lipsește din viața ta. Da, și o mâncărică bună. Nu ar strica niciodată. Nu, niciodată. Dar nu seara deja. Hai să mai schimbăm un pic regimul alimentar. Promit. Dar cum ești pentru micul dejun? Pro sau contra? Eu nu iau micul dejun niciodată. Apă. Se aude medicii nutriționiști să vezi, Alexandru, ce-ți aici fac. Aici sunt studii unde spun că micul dejun, iarăși, sunt pro. Și sunt studii în care spun că micul dejun nu-i bun. Hai atunci, de ce nu-i bun? Că noi toți știm că e bun și se recomandă. Și poți să mănânci și un bowl la prima masă. Ce înseamnă? Depinde când te trezești.
Da, organismul trebuie să fie trezit. Cel mai bun micul dejun este un pahar cu apă caldă. Asta trezește organismul. Alarma, treci, așa. Treci o oră, două și după aia ți-ai micul dejun. Mm-hmm. Eu care mă trezesc la 9 la 10, deja iau amiază. Sara. Îți place somnul, iată așa. Păi de pe mâncă. Am aflat și lucrul ăsta. Numeri caloriile sau ingredientele de pe Verso a produselor? Caloriile, nu ingredientele, da. Mereu. E, nu mereu, dar mare, da. Familia mea nu consumă deja de ceva timp, ceva ani de zile buni laptele. Produsele lactate în general, practic l-am eliminat. Eu sunt brânzar și îmi place brânza doar de la țară eu. Așa, chiar și lactatele de la țară în afară de brânză, tot nu le consumați? Le-ați exclus? Nu. Doar brânză și atât. Și alte fetișuri care mai aveți în familie? Ce ați mai exclus? Carne. Nu ești carnivor din sânge, păcate, din talpă? Nu. Problema mea sunt pastele și dulciurile. Da, gătești și dulciuri? Sau uite, torte, prăjituri? Da, sigur. Da, gătesc, la greu. Dacă sunt acasă este... și am timp, eu cred că cea mai frumoasă perioadă din viața copiilor mie a fost când a fost pandemia, că tata era acasă zi de zi și gătem la greu, câteodată și câte două deserturi pe zi. Wow, eu îmi imaginez câți de răsfățați au fost, dar și au sunt fost. În continuare. Sau gata, s-a terminat cu dulciurile. Gata. Pandemia s-a terminat, mergem mai departe la muncă. Ok, dar uite, din moment ce vorbeam și de nivelul de zahăr ridicat în unele produse, cum stai față de zahăr? Ca și față de sare, pe de altă parte. Totul e bun, în limita bunului sunt. În exces nimic nu este bun. Adică eu sunt de părerea că trebuie să te menții cu totul. Ok. Să deservești clienții în unul din restaurantele unde ești brand sau să îți vinzi câteva trucuri secrete din bucătărie? Este o problemă în, ia te rog, în întrebare. Nu sunt clienți, sunt oaspeți. Urăsc oaspeți! Scuze, oaspeții care vin acolo. Așa, eu m-am axat doar pe clienți. Când n-am mai auzit întrebarea. Să deservești oaspeții din unul din restaurantele unde ești tu brand sau să îți vinzi câteva trucuri secrete din bucătăria? Și dacă le ai, apropo? Răspuns simplu, nu am trucuri în bucătărie, desuori chiar am primit scris și deci dezvălui. Dezvălui de dacă nu văd nimic deosebit în asta. Dar n-o să nu o să iasă niciodată ce faci tu. Nu, și foarte simplu, noi chiar am făcut practica asta în bucătărie, aceleași ingrediente gătești tu, aceleași ingrediente le am eu, gătim ambii două gusturi diferite. Păi eu asta și zic, că niciodată nu o să fie identic, absolut. Nu. Nici... Eu nu am trucuri și nici nu le văd. Dar gândește-te, poate faci bani și pe asta. Da, cred că în viață nu e cel mai important, bani. Minunat, dar ce atitudine ai față de bani? Îmi place să-i fac, nu-mi place să-i număr, nu-mi place să-i țin. Și nici să-i cheltui. La greu. La greu. Pe ce ai cheltuit ultima sumă de bani, de așa, mai bunișoară? Vacanță. Unde ați fost? În Asia. Wow. Am fost în Bali, am fost în Singapore, am fost în Bangkok, am fost în Phuket. Uite că am înghițit în second, mi-ai zis de Asia, de zonele alea, pentru că sunt sigură că în primul și în primul rând ai fost tentat să guști ceva de acolo. Ce te-a frapat, uite, belisima, ai zis că da, spun, pentru asta am venit. Vă spun, vacanțele mele în primul și în primul rând sunt axate dacă am ce mânca și ce gusta. După Chef's Table, care a apărut pe Netflix, da, am ales însuși Bali pentru Ubud, unde este Will Goldfarb, care are unicul restaurant din lume care servește doar cocktailuri și deserturi. Mm-hmm. Da? Mai departe, Singapore, Jay Fay și Bolan. Da? Două stele, Bolan o stea Michelin, Jay Fay o stea Michelin pentru street food. Da? Bangkok pentru Ga și Gaga Nanad. Și Phuketul la mare 7 zile. Cam așa. Wow, dar au mai fost țări, uite, care te-au pur și simplu te-au lăsat așa mască sau ai zis că aș mai vrea să vin aici pentru anumite lucruri sau, uite, elemente. Cu siguranță pentru mine Asia rămâne așa de exploatat. Prioritară, da? Da, nu știu, deși, dar așa mi s-a legat mie și vreau foarte mult Statele Unite pentru barbecue. Da, e că mi-ar plăcea să ajung acolo pentru barbecue. Să te inspire ceva, să vezi
ce se gătește acolo sau cum se gătește atât de bine bucatele. Ok, să ai în fiecare zi din an un client care întreabă dacă midiile sunt proaspete sau să nu ai gust și miros pentru o lună. Că știu că ai o problemă cu întrebarea celor care cred că noi avem midii. N-am miros o lună. Știu că tu făcusei una, apropo, în legătură cu întrebările de genul ale unor oaspeți. Dacă vorbim despre midii, despre midii în Republica Moldova, ele deja vin cu 5 zile. Alo? Deja au 5 zile când sunt Republica Moldova. Doamne ajută și vă urez succes la toată lumea să le mâncați. Eu prefer midiile pasteurizate. Asta cum ar fi? În borcănașe, în conserve? Nu, se vând în... în pachetele așa, deja în vacuum. Aha. Da? Și-s deja pasteurizat. Doamne ajută. Acelea... S-a închis pe veci această întrebare și a primit lumea răspunsul categoric, da? Și să nu mai apeleze niciodată la tine. Știți, cu întrebări de genul. Știți întrebarea de mai dinioare. De mai devreme, simplu. Vezi că oricum lumea întotdeauna are încredere în tot ce se vorbește sau se recomandă din partea unui specialist. Și crede-mă că dacă tu ai spus asta... Eu mereu spun la toți. Verificați ce scot eu pe gură pe internet. Sau verificați personal. Nu mă ascultați pe mine. Că nici eu nu sunt născut Einstein, cum s-ar spune. Eu tot învăț zi de zi. Da, s-a întâmplat, Alexandru, să-ți pierzi mirosul sau gustul? Nu, niciodată. Never? Never, never. Este un bucătar în America foarte renumit care și-a pierdut gustul. Și are un succes enorm. După asta i-a revenit, da? După tratamente, după curi. Și-a avut un succes extraordinar, 3 stele Michelin în ziua de azi. Da. Dacă știți balonul ăla Helio, care e comestibil, el l-a inventat. Ce ai făcut? Din ce ai făcut? Din zahăr. Bucătărie este chimie, iarăși repet chestia asta. Nu uităm de chestia asta. Și uite, bucătăria moleculară. Tot este molecular ceea ce gătim noi în bucătărie, chiar și la steak. Doar și deja molecule au o transformare. Și automat este bucătărie moleculară. Ok, uite, eu în rol de prezentatoare îmi pierd voce, eu nu pot vorbi, eu nu pot să vin la lucru. Da. Tu să-ți pierzi gustul sau mirosul, ce se întâmplă? Cum găsești tu combinațiile alea perfecte? Aș lucra mai mult la aspect, la prezentare. Nu ai riscat să te bagi la gătit? Nu. Sunt chiar dacă știi, uite, foarte bun. Gramajul, combinațiile, tu știi cu ce se asociază o mâncare și cu elementul ălălalt. Da, sunt băieți care muncesc cu mine de ani de zile și deja gustul meu de bine de rău îl cunosc. Mm-hmm. Da. Am înțeles. Dar ești în genere un șef bun? Cred că da. Nu dur, asta mă, nu că rău sau cumva, dar ești mai dur, mai De asta băieții care au lucrat cu mine și până la ziua de azi măr din urma mea. Te urmează. Și eu mă mândresc cu asta foarte mult, da. Ești omul lor de încredere. Sper. Ok. Cel mai neplăcut produs pe care l-ai gustat? Ai, ei, doamne. Ia, amintește-ți ceva care, uite, te-a lăsat Tai gândășește. Totuși prăjeți. Nu sunt buni? Nu, aduc doar aulei prăjiți și atât. Aulei din frituză din asta, n-am niciun gust, adică absolut. Așa mi-e neplăcut. În rest, eu mănânc de toate. Dar dacă e să li se modifice cumva procedura de pregătire și să li se dea lor gustul? N-am mai intrat în esență. Dar eu credeam că ți-ți plac problemele mici. Le-am gustat atât. Nu doar alea mari. Da, trebuie să gust, mă rog. Înseamnă că nu le recomanzi. Da, nu. Ok. Cu ce ai înlocuit sarea și piperul dacă ar dispărea? Sos de soia. Păi stai, dar ele tot sunt foarte multe. Sunt foarte sărate, sunt mai dulcii. Sunt, nici nu mai știu de care sunt. Păi da, sosul de soia pe general e sărat. Dar și fermentarea de soia. Și cumva e sărat și conține un ingredient secret care tăți stem la ziua de azi. Glutamat monosodic în mod natural. Glutamat monosodic în mod natural sunt trei ingrediente. Asta e parmigianul reggiano sau grana padano. Da, el conține sosul de soia și anșoa. Adică asta ar fi cea mai bună înlocuire a sărei și piperului. Cu siguranță. De asta și avem gustul umami, datorită la glutamatul monosodic.
Eu nici nu încerc să repet, că cu siguranță o să dau în bară. A, așa. Ai stat pe dietă doar dacă? Am stat pe dietă. Eu jumate de an n-am consumat deloc carne. Am ținut post, hai să spunem așa. Jumate de an. Stau. Periodic am perioade din viață când mă stau la dietă. Mi-ai curăț organismul. Și rezistența? Da, să știți că carnea nu are rezistență absolut. Dar psihologic? Nici. Mai, e psihologic mai greu primele 2-3 săptămâni. Credeam că 2-3 zile, chiar 2-3 săptămâni. 2-3 săptămâni e greu. Să te tot lupți cu sine, e dar greu. Nu se poate, dar nu e voie. După asta n-ai treabă. Chiar și asta s-a întâmplat când trebuia să gătești? Nu, asta a fost în pandemie. Mhm. Pentru că eu îmi imaginez, ai niște restricții atâta timp cât tu trebuie să servești, de exemplu, pe cineva cu carne sau ceva din carne. Gust, n-am cum. Ai, mama mia. Cel mai tăios cuțit care ți-a lăsat cicatrice este? Unghia asta de două ori. Serios, la propriu? Da. Și eram în Italia și lucram cu fetițe, până acum îi țin minte, asta a fost undeva 15-16 ani în urmă, Ludmila, unde mi-a spus Alex, bagă degetul în sare. Și așa și-am făcut, să oprească sânge. Și vărghești. Vă dați seama cum 100 de kilograme de om cad jos, alb. Durerea a fost insuportabilă. Tare. Bine, în cazul în care, uite, la rutina gătitului se mai întâmplă să pățim și noi așa ceva. Care sunt totuși primele lucruri pe care nu trebuie să le facem sau trebuie să le facem? Cu siguranță nu pun sare. Asta, asta... Sau băgăm degetul în soia aia care înlocuiește sare și piperul. La fel nu e soluția. Pâine. Așa. De pâine. E atât de tămăduitoare? Dezinfectat și un șervet curat. Un prosop curat, atât, n-a altceva, n-ai să faci. Aveți întotdeauna o trusă medicală pregătită la bucătărie? Obligatoriu. Asta se verifică și când vine fiscul? Fiscul nu, dar mai mult, da. Ansa. Așa, am înțeles. În copilărie, le găteai familiei mâncarea ta preferată? Nu am gătit în copilărie niciodată. Serios? Meseria. Eu de mic copil am fost un copil care îi plăcea mâncarea. De mic ești gurmand. Îmi plăcea bunișorul. Dar cui te-ai aruncat, mă rog, așa, poftos? Habar, la mine mamica gătește și bunica. Bunica gătește foarte gustos și mamica gătește foarte bine. Chiar super gustos gătește. Și cumva mereu a fost așa, măi, să mâncăm corect chestii. Așa. Da. Și cumva de mic mă păcut colțunașii de la bunici, șulamaua de pui de casă. Mereu am fost în care mănânc. Eu meseria de bucătar am descoperit-o în Italia. Când părinții m-au luat în Italia în 2003, trebuie să mă duc să învăț și ca de obicei părinții avocat, doctor, hai dați-mi pași pentru mine. Eu am mizat că vei deveni un alt specialist într-un alt domeniu. Și tu ai zis că nu. Nu, eu am văzut un bucătar care gătea la o televiziune, în Italia asta e ceva normal, emisiuni de bucătar, la noi timpuri eu nu previdem. Crevier, ceva pentru mine ingredienți, noi și zic, o să trebuie și bun de mâncat. Tu de aici cu colțunașul de acolo crevier, ce ai zis, ia să încerc și eu. Stai că ești așa de mâncat mult mai bine. Și am întrebat-o pe mama dacă îți practic ceva, o școală sau cum poți să te înveți și unde lucrea mămica. Boris era bucătar. Apropo, da, era bucătar și avea și restaurant. Am mers în restaurant ca și am lucrat vara ca spălător de vasă. Da, după care m-am dus la școală și m-am încris la școală. Ne-am făcut 3 ani în 4, un an a rămas clasa. N-am știut nimeni. Absolut, crede-mă, nu te auzi nimeni în acest moment. Așa. Și uite așa am devenit. După care am lucrat a doua vară într-un restaurant unde Marco și bucătarul mi-a transmis pasiunea asta de bucătar și am spus că devii bucătar, asta nu-i doar să gătești ceva mai mult și toate ingredientele astea noi, gusturi, m-au făcut să mă pasionez de bucătărie. Super fain. Care a fost pentru tine cea mai mare încercare atunci când ai emigrat din Italia în Republica Moldova? Să rămân în Italia. Nu-mi plăcea deloc, mă sunau prietenii, săraca mama. Prima lună când am ajuns în Italia, am vorbit cu Moldova de 400 de euro la telefon. Atât de scump a fost dorul tău. Asta e strașnic, da, și mă sunau prietenii, ne-ai la discotecă, iuhu!
Dar eu în Italia în casă, mai. Da. Dar uite, și-au meritat cumva sacrificiile astea pe care tu le-ai avut și le-ai depășit, nu? Cu siguranță, la ziua de azi, da. Cu siguranță. Îți mai este dor de Italia? Ca vacanță, da. Ca trai, nu. Nu mai vrei. Nu, Budapest. Cine nu a fost, lasă-i să duc. Eu m-am mulțumit. Nu m-am mulțumit, doar și lucrez 6 zile din una, în care intri în bucătărie la orele 9 și ies la orele 12. Uh-huh. Ai o pauză mică de 3 ore, dacă reușești să-ți gătești tot mise în plasul, dacă nu, rămâi în bucătărie și muncești. Și așa e zi cu zi. Tu știi că eu am ratat o întrebare din cele 10? Ia, te rog. Da, crede-mă că am ratat-o, că tot țineam să-ți adresez. Încă un concurs culinar victorios sau propria locație în Chișinău? Eu știu răspunsul. Propria locație în Chișinău. Dar uite, dacă ar fi să ți se lanseze din nou o invitație să participi la un concurs culinar, dar deja detalii mult mai înalt pentru tine, pentru că tu deja ești cu experiență foarte mare în spate. Nu sunt gata. Nu sunt gata în ziua de azi, mi-ar trebui măcar un an în bucătărie iar, da? Mm. Și atunci, da, ușor, mai fac. Serios? Da. Pauza asta cumva s-ar resimți? Pauza de 5 ani s-ar resimți la un nivel profesional, cu siguranță. Dacă unde ai întâlni, uite, impedimentele cele mai mari, la anume chiar gătit, la aranjat pe farfurie, iarăși la gust. La... Nu, la gust nu, gustul nu se pierde, la tehnici de a găti noi. Uh-huh. Mereu, bucătăria exact ca și moda, evoluează an de an. La nivel de casă, da, nu e o problemă, chiar nu e o problemă. Dacă ar trebui să fac ceva special, să mă gândesc, cum mie îmi place personal, chiar și când am fost la șef la cuțete, toți au spus că Alex, du-te cu... Eu am plecat cu un wow. La un concurs cu un ingredient simplu, cu un wow. Eu am luat cuțetul de aur în România cu un wow. Simplu, fără carne, fără pește, fără absolut nimic, cu un ou. Deci mulți, nu, și faci, duci cu un somon, duci cu ceva unde sigur treci. Era frică pentru riscul cu care tu vei apărea în fața juraților. Nu, eu trebuie să mă gândesc că trebuie, eu mereu trebuie să ies un pic din parapeturi. Așa. Dacă nu eu. Păi și ce era cu oul ăla? Nu, nicăde am deja. Vă uitați, să vedeți. Nu, dar zine măcar în două cuvinte, te rog. Am făcut un ou poșat, crocant, cu un piure din țelină fumat, cu niște spanac în sos de stridii. Tare, tare nice. Fiecare gătim așa ceva acasă. Ce e pentru noi? Doamne ferește, piure din spanac afumat. Ușor. Și anume, ce le-a plăcut juraților? Uite, pentru ei, cu ce te-ai făcut o remarcat în fața lor? Cuiva i-am trezit amintiri din copilărie, ceva aduce aminti de pruna fumată, are loc. Care cum, asta adică se asocia cel ou poșat, da, cu pruna fumată? Da, asta e cel mai frumos pentru un bucătar, dacă sincer când poți trezești într-o persoană amintiri de undeva, asta e cel mai frumos. Cred că asta, eu iarăși îmi place să ies din, să nu fiu ordinar. Din tipare, da. Da. Alexandru, atunci spune-mi, te rog frumos, cu ce fel de mâncare s-ar asocia numele tău? Uite, sau persoana ta? Dacă e să te regăsești într-un anumit fel de mâncare, care ar fi acela? Și uite, când cineva ar gusta, ar zice, Alexandru Comerzan a făcut asta, sunt sigur! Sau sunt sigură că e amprenta lui aici. Oi, nu, cu siguranță dacă s-a fumături. Eu ador afumăturile. Mie îmi place să fum tot. Tot. Atât de bine ești focusat pe chestia asta, pe partea asta de gătit? Nu că-s focusat, dar îmi plac cumva astea-s amintirile noastre din copilărie, nu știu, scrumbie și ea fumată. Nu se asociază. Ea ca eu așa îmi place mie. Wow, ce drăguț. Eu credeam că totuși pastele. Și pastele pot fi afumate și făcute la grătar. Paste afumate. Asta ce-o mai fi? Cum se afumează? Eu am mâncat ceva extraordinar la Enrico Recanati în Italia, o stea Michelin. Cacio e pepe cu paste la grătar. Asta pentru mine a fost ceva bombă. Mi-aduc aminte și până la ziua de azi. Și asta ți-a rămas atât de bine în cap că... Da.
foarte interesant. Da, eu cu siguranță sunt sigură că am tot strânit pofta de mâncare la foarte multă lume care ne ascultă în acest moment. Și da, se permite la ora asta să se mănânce, nu? Da, că e 17:49. Imediat o să mai avem o scurtă pauză de publicitate, dar de fapt hai să continuăm discuția. Vine publicitatea și punem punct aceste serii minunate în care am discutat cu Alexandru Comerzan și discutăm în continuare. Pentru tine distincțiile au o valoare? De genul? Uite, titulaturi din astea puternice sau cât mai multe diplome. Și în genere, dacă tu mai mergi la cursuri de dezvoltare, sau ele sunt binevenite până într-un anumit moment și nu mai simți nevoia lor deja, gata. Știi că le știi pe toate? Nu, absolut. Și îți perfecționezi singur studiile, cunoștințele? Absolut nu. Am fost la careva cursuri la noi în țară unde dădeau diplome și eu nu înțeleg diploma. Eu, nu pentru mine e egal cu zero. Deoarece contează foarte mult cunoștința în câmp care tu o ai. Nici ca cum nu diplomă. Practica bate teoria. Eu sunt de părerea asta, da? Ce ține de mine personal, dacă deschizi telefonul meu, nu mă bucătărie să până la ziua de azi. Nu mă bucătărie. Și vă două mașini acum. Nu mă bucătărie. Păi da, vezi că oricum societatea noastră cumva se axează foarte mult pe chestia asta și tinerii care vor să devină specialiști buni, oricum sunt solicitați cu anumite dovezi că tu, uite, ai făcut niște cursuri, ai făcut o practică undeva, ai luat niște studii de la Alexandru, spre exemplu. Care sunt dovezile? Eu, de când activez la noi în țară, niciodată nu am cerut diplome. Niciodată. Vin la lucru, să te văd cum te miști în bucătărie, să văd ce gust ai și după aia discutăm. Nici ca cum nu altfel. Nu mă interesează. Eu sunt așa. Că e avocat, că e contabil, dar la bucătărie o duce bine, înseamnă că el e omul tău. Da. Că sunteți pe aceeași undă de, da, lungime de undă. Sigur, 100%. Dar ce greșeli nu au voie să facă, uite, angajații tăi, să presupunem, sau membrii tăi a echipei? Igiena o elimină. Asta nu? Da, exact, prima a fost, dar hai să mai menționăm, să știm și altele. La ce mai ești tu așa reticent și uite... Să mă asculte. Sau să nu vină la lucru. Alta care mă tulbură foarte mult. Sună și spune când târzi, sună și spune când vii, sună și... Întotdeauna trebuie să se țină legătura cu tine. Da. Da, s-a întâmplat vreodată, uite, tu din motive spontane să întârzi la muncă sau să ai o comandă din asta pentru un eveniment corporativ? Sunt și... Și să calci tu pe bec? Da, nu prea. Ai văzut, eu vin mereu. Foarte responsabil, da, asta am înțeles de minune. Mă strădui mereu, mereu așa să fiu. Așa tata m-a învățat. Uai, tata, dacă întârzi, Doamne ferești. Nu există, la noi în familie nu există. Punctualitatea este la ordinea zilei. Da, da, dacă întârzi, sun. Sau scriu mesaj, întârzi cu 10 minute. Sunt timp, ambuteaje, mă rog. Cu siguranță. Da, sunt mai timp. Momente din astea se întâmplă întotdeauna. Eu, Alexandru, îți mulțumesc pentru această vizită. Deja au trecut? Desigur! E mai repejor decât să gătești o mâncare din aia de-a ta cu specific italienesc sau mâncare moldovenească. Dar iată că să revenim, uite, să vorbim despre culinăria noastră tradițională. Ce-ți place cel mai mult să gătești și să mănânci? Să mănânc sarmale. Dar de gătit? Să gătesc, nu pregătesc mâncare tradițională. Hopa! Păi stai! Dar cum se întâmplă acest lucru? Păi specificul meu este mâncarea europeană și italiană. Asta în special, înțeles, în dar... special. Dar? Nu. Îmi place să mănânc, dar nu-mi place să gătesc. Dar îți displace ceva din bucătăria noastră? Și uite, no, găsești o mâncare nonsens. No. Pentru unii știu că piftia, în genere, nu înțeleg ce e asta. De ce se produce sau se prepară o piftie? Dați-mă un ligian. Acum de piftie și zici și fac din trâns. Mai ales că infame și nu prea mâncat nimic. Asta, apropo, azi n-am mâncat nimic. E că eu până la ora asta când am mâncat. Ai rezistență foarte bună. Da. Sau pe tine și toată mișcarea asta care o faci tu toată ziua. Uite că ai fost și la un post de radio, ai fost și la Good cu tot felul de chestii, inovații, ce mai faceți voi pe acolo. Asta te hrănește spiritual și te ține în formă. Da. Eu mereu așa am fost.
atunci nu te mai chinuim, îi dăm pace corpului să meargă să-și ia porția de cină pentru această seară. Mult succes, apropo, cu deschiderea restaurantului Gur. Mulțumim frumos și vouă la fel. Neapărat vom fi și noi oaspeții tăi. Vă aștept cu mare drag. Că excludem pe viitor cuvântul clienți. Da, oaspeți. Și mult, mult succes în tot ceea ce faci, pentru că depui suflet și asta se resimte în tot. Mă bucur. Și îți urmărim pagina, să știi, apropo, că ești foarte și foarte activ acolo și ne place la nebunie. Dragi radioascultători, Good Vibe cu Tiana continuă și după ora 18. Rămâneți pe 93.3 FM. La, 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 la. 93.3